Ție-ți place să mă... Da. Să facem pentru tine special for Angelica. Saghi. Bitonaj, e? Această emisiune este sponsorizată de Kaufland. Te bucuri de prospețime. Lati. Alege gustul adevărat. Salamer. Gust cu tradiție. Chateau Vartelli. Salutare, dragi prieteni! Un nou episod Chef de Gătit alături de șef Alexandru Comerzan. Ce gătim astăzi? Astăzi gătim un mic dejun. Rutututututum. Din ăla, așa mai boieresc. Pentru rețeta de astăzi, somon. Somon afumat sau păstrăv afumat. O pâinică bună, un pic de roșii uscate, salată, ouă, un pic de cream cheese. Vorba multă, sărăcia omului. În primul și în primul rând, pâinică. Avem de făcut careva bruschete. Dar noi avem un cuțit pentru pâinică, Alexandru. Noi avem aici. Angelica. Noi știm că noi avem cuțit de pâine, nu? Ți-ți place să mă... Da. Să facem pentru tine special for Angelica. Așa, nu foarte groasă, așa, de un deget. Pâinica, Angelica, putem să punem pâinica aici? Aprindem tigaia, foc lejer, dulce. 1, 2. Între timp gătim ouăle. Cea mai mare greșeală care se face la un scramble e să-l usuci extraordinar de tare și să nu fie cremos. Scramble-ul trebuie să fie ceva cremos, ceva plăcut, ceva... Vă arăt. Ce-ți vă povestesc? Dă-mă bine-ți vă arăt. Scramble-ul nu-i mai, nimic mai mult decât ouăle la tigaie. Scrob, bravo, scrob, paș. Dar mult tind să-l usuci extraordinar de tare. Pentru cine nu a fost atent, în... unul din episoadele precedente am explicat cum să sărăm ouăle, da? Așa. Câte ouă avem? 2, 4, 6. Așa. 1. Tu atunci m-ai întrebat, dacă n-am din asta, cum fac? 2, 3, 4, 5, 6. Da? Piper. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cream cheese. Ingredient important în rețeta, deoarece cream cheese-ul ne permite să avem un scramble mult mai cremos. Cream cheese de la Lat. Mai sunt în comerț cream cheese-uri cu pe bază de verdeață. Cu siguranță le puteți adăuga și picele, da? Pâinea prăjită bine, 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 bine. Cât cream cheese? Cu cât mai mult, cu atât mai bine. Am făcut o greșeală, dar eu sunt foarte autocritic și când o fac în scramble, desuri, nu cât desuri, dar nu ar fi trebuit să adaug sare la început și sarea la sfârșit. De ce? Deoarece sarea deshidratează și riscă ca scramble-ul, ca ou, să elimine apă, da? Și din asta, când aproape-s gata, să adaug la sfârșit. Dar asta este, am făcut o greșeală, că m-am luat aici cu băieții, cu glume și așa mai departe. E să om greșesc și eu. Cream cheese, un pic de frișcă. Dacă au rămas careva boțuri de cream cheese, nu e nicio problemă, oricum o să topească în tigaia noastră. Uite așa. Următorul ingredient. Verdeață. Ceapă verde, un pic de pătrunjel și un pic de mărar. Ceapa verde o adăugăm la sfârșit. A, dar știi unde să servesc eu scramble-ul? Aici. Uite ce tocător frumos avem. A? Păcat să nu-l servești aici. Ceapa verde am spus că la sfârșit, verdeața, putem să o adăugăm și acum. Mulți fac greșeala să arunce tulpina de la mărar, de la pătrunjel. Nu faceți chestia asta niciodată, deoarece în tulpină sunt cele mai multe uleiuri și arome esențiale, da? Respect ca în frunză. Tăieți un pic mai subțire și foială. Domnul Ion, ești pe fir? Totodată gătim și ceapa, dar ceapa la sfârșit. Avem două posibilități. Tăiem cu somonul cu bulețe sau felii. Eu am să-l tai feliu, că mi-e așa felii. Așa mie mai tare îmi place. Ceapa. O punem la o parte, într-un bol, dacă l-am avea, uite, este aici. Ceapa am gătit-o, ouăle sunt gata, tăiem somonul. Îl scoatem din piele ușor.
Asta trebuie să o filmez urgent. Și acum, felii. Unu, doi. Uaa, să arăt ieși a... Saghi. Este! Pasul următor. Facem o salată. Mulți dintre voi nu știu să folosească roșii uscate. Roșii uscate sunt extraordinar de bune și intens la gust. În salate, cel mai simplu mod este perfect. Luăm așa frumos, julien, cum ne place nouă să spunem. Este. Salată verde, un pic de nuci, ce doriți, ce adăugați. Practic, mise en place. Este gata. Tot ce avem nevoie pentru rețeta de astăzi este gata, în afară de pâine, da. Uite așa, salata gata. Apropo, spate de condimentat salata cu 3-4 minute înainte de a o servi, dar e important să nu o mestecați. Sare, un pic de ulei, partea acidă o avem, avem dulceață de la ouă, da? Avem prospețimea de la ierburi aromatice, avem grăsimea de la somon, avem aciditatea de la roșiile cere, prospețimea de la salată. Uite așa, pânica este gata. Să adăugăm un pic de ulei ca să grăbim procesul de prăjiri. Așa, pâine aproape gata, bruschete pentru 4 persoane. Pasul următor, tigaia rece. Ouăle, tigaia rece, nici ca cum fierbinte. Tot la tigaie, foc dulce. În cazul dat, chiar dulce și treptat, trebuie să mestecăm într-un. Sempam. Când vedem că se lipește sau e prea mare focul sau prea repede scoagulează ouă, da? Hai să vorbim un pic despre ou. Ouă începe coagularea la temperatura de 60 de grade, 58-60. În coagulare, da? Dar nu se vede la ochi liber. La ochi liber se începe să-l vedem la o temperatură de 82 de grade. Ouăle, de ce e important să folosim ouă proaspete? Ouăle proaspete, până la 9 zile, nu este risc de salmonella. După 9 zile, de asta și la țară nimeni niciodată nu s-a îmbolnăvit când beau ouăle crude. Știi? Era așa la țară, nu? Când beau ouăle crude. Și de ce nu era nimic cu salmonella? Deoarece ouă până la 9 zile nu are risc de contaminare cu salmonella. După 9 zile, abia este riscul ca să te contaminezi cu salmonella. Salmonella, ca să moară în ou, trebuie să ajungă la temperatura de 70 de grade sau mai sus. Da? Dacă l-ai ținut, desori când îți fac creme în patiserie și am nevoie de cremuri cremoase, da? Apoi e destul să-l țin la 70 de grade 2 minute. Și atunci cumva am omorât, sau cum spune, am nimicit salmonella, da? Dacă domnul Ion o să arăte, la mine deja ușor, iată, vezi? Focul mic, da? Dăm un pic la o parte, dacă vedem că prea tare, prea rapidă vine coagularea. Ne jucăm, aici e foarte important să simțim. Asta vine cu experiența, bineînțeles. Da, dai focul mai încet, dai un pic mai tare, dai tigaia la o parte, te joci. E important să nu obținem partea cei. Adică rezultatul final ar trebui să fie o cremă densă, da? Nici ca cum nu ceva uscat. Iară pun înapoi. Domnul Ion, ia că cam aici ar trebui să fie rezultatul. Dacă să fiu meticulos, sarea și-a făcut treaba. Da? Adică oricum văd pe alocuri, adică n-ar trebui să fie chiar așa, trebuie să fie mult mai cremos, dar un pic de creme cheese la sfârșit. Este un piculeț de unt. Uite aici se vede mai bine. Vezi cum s-a separat un pic apa? Asta din cauza lăsarei. Adică greșeala mea s-a adeverit cumva, știi? Da? Asta este. Ceapă verde. Ceapă verde este extraordinar de bine cu somonul. Adică nu e ceva uscat. Ideea e asta. Nu trebuie să fie ceva uscat. Formidabil. Formidabil. Așa. Somon. Cred că este micul dejun. Perfect. Perfect.
pentru duminică dimineață să-ți impresionezi. Ajo a doua jumătate, știi? Așa că, Pașa, când iese emisiunea, te rog frumos, da? Soția ți-o trăjești cu așa un mic dejun. Uite așa, Pașa. Cum arată? Biton așa, e? Doamne, mai punem somon? Suficient, cred, nu? Salata! Da, arată pur și simplu... Wow! Da, nu mult, dar câte o bucățică de roșii uscate neapărat. A? Dacă tot avem câte o floricică, haideți să o punem. Ia ca poftim, așa vouă, un mic dejun. Parcă e un portret de-a lui Picasso, știi? Numai că pictorul azi am fost eu. Sunteți din grand catastrof. În combinație cu un vin. Ori mergem pe spumant, ceea ce dimineața mie îmi place să-l beau. Nu că beau în fiecare dimineață, da, să mă explic, da? Așa, când sunt în vacanță, dimineața îmi place să mă trezesc cu un spumant și eu cred că stă foarte bine cu rețeta de astăzi. Dar dacă nu preferați un vin, eu aș merge cu un Traminer și un Sauvignon Blanc de la Chateau Vartelli, linia Individo. Da, părerea mea, un cupaj extraordinar. Parfumul de la Traminer îl completează Sauvignonul Blanc. Pur și simplu, bombă! Eu nu știu, de la Chateau Vartelli îmi pare că fac vinuri de altă planetă. Eu struguri din altă parte, știi? Așa. Prima notă așa dulceag și în retro vine așa o parte lejer, acidă, care o să combine extraordinar cu rețeta noastră de astăzi. Ce pot să vă spun? Sper că v-am făcut chef de gătit. Pentru mai multe rețete, idei, mic dejun, prânz, cină, accesați canalul meu de YouTube, stați cu ochii pe noi în fiecare weekend, orele 10, Jurnal TV, chef de gătit, alături de șef Alexandru Comerzan, alături de Pașca, alături de Alea Vanea, cum ar spune de la Leova. V-am pupat și până data viitoare. Această emisiune a fost sponsorizată de Kaufland. Te bucuri de prospețime. Latti. Alege gustul adevărat. Salamer. Gust cu tradiție. Chateau Vartelli.